Bună ziua, vă spun, domnule președinte, al Partidului Social Democrat, Diana Argeș, dragi colegi, vreau ca numele dumneavoastră și al meu personal să urăm bine ați venit tuturor invitaților noștri, domnule președinte, care, iată, în fața dumneavoastră se regăsesc cei mai reprezentativi oameni ai județului. Vreau să le mulțumesc în numele dumneavoastră și al meu personal. Bine ați venit la Consiliul. Vreau să dau un cuvânt, domnul președinte al Consiliului Județean Argeș și președinte al Partidului Social Democrat, Diana Argeș, pentru a prezenta invitația. Vă mulțumesc, domnul președinte. Să rămână, bună ziua, bine v-am găsit. În primul rând, mulțumirile mele și ale întregului stat PSD pentru faptul că astăzi sunteți prezenți cu număr atât de mare la această întâlnire. Întâlnire care are un singur scop, lansarea candidaturii domnului Aurel Costache. Dați-mi voie să vă prezint pe cei care sunt astăzi în fața dumneavoastră, prezidiul acesta, cum se spune în limbaj non-conformist, sunt oameni reprezentativi, oameni care au ținut să vină la acest eveniment și încep de la stânga cu domnul Nicolae Tudose, domnul director de vicepreședintare, domnul Ciprian Țurlea, viceprimarul de la primul primar, odată în moment, domnul Eduard Dima, director ajuns de RDP București, un prieten al dumneavoastră, dacă ne uităm ce s-a făcut pe drumul acesta național care traversează localitatea dumneavoastră. Domnul Valentin Olteanu, director Oficiul de Cadastru, Publicitate Imobiliară Argeș. Domnul deputat Nicolae Georgescu. Domnul deputat Nicolae Pavelescu, sunt convins că îl cunoașteți, fost lider Dacia, lider sindicat, uzinele Dacia. Domnul doctor Remus Mihalcea, prim vicepreședinte PSD Argeș deputat. Doamna senator, doctor Cristina Stocheci. Domnul senator, profesor universitar, doctor Ovidiu Puiu, rectorul Universității Constantin Nicolae Pitești. Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Adrian Gugiu. Mulțumim că v-ați gătit din momentul acesta nefericit pe care îl traversați și ați venit ca să încurajați candidatura domnului Aurel Costache. Vă mulțumim, domnul vicepreședinte. Domnul vicepreședinte Marius Nicolaescu, Consiliul Județean Argeș. Domnul administrator public al județului Argeș, domnul Cristian Pune. Actualul și viitor primar al municipiului Pitești, domnul Cristian Jeghea. Domnul secretar de stat, Ministerul Dezvoltării, Vlad Ștefan. Domnul Mihai Piciu, șeful Cancelariei primului ministru al României, domnul Marcel Ciolacu. Domnul Radu Oprea, ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat. Și nu în ultimul rând, doamna Simona Bucă Oprescu, ministru muncii de Universitatea Federală. Stimați colegi, încă o dată mulțumirile mele că la sfârșit de duminică, la sfârșit de sărbătoare, v-ați făcut timp să veniți, să fiți alături de noi la acest moment pe care îl organizăm astăzi aici. Și n-aș vrea să merg mai departe fără a mulțumi tuturor primarilor prezenți, primar Dărmănești, primar Bradu, primar Călinești, primar Coșești, primar Ștefănești, primar Stâlpeni, primar Berevoiești, văd acolo și primar Culturești, poate mai sunt și alți colegi din sală, doamna viceprimar de la Stâlpeni, primarul de la
ești. Sunteți atât de mulți că mă și încurc. Primarul de la Mioare, viitorul primar de la Mioarele și viitorul primar de la Plătești. Vă mulțumesc mult de tot. E o dovadă de solidaritate din partea dumneavoastră că astăzi suntem prezenți aici într-un număr atât de mare pentru a fi alături de cel ce va conduce primăria Mioveni în mandatul 2024-2028. Dați-mi voie, doamnelor și domnilor, ca în aplauzele dumneavoastră să anunț candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar, viitor primar al orașului Mioveni, domnul Aurel Costache. Bucuria noastră este că nu ne-am înșelat. Că faptul că atâția oameni au venit să fie alături de dumneavoastră este un mesaj de bun augur. Ne dă încredere că dumneavoastră sunteți omul care puteți construi mai departe în localitatea, în orașul Mioveni. Faptul că noi sunteți atât de iubiți se vede din numărul mare din cei prezenți. Speranța mea este că dumneavoastră nu veți dezamăgi, că veți fi un primar excepțional, că veți avea o nouă abordare pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea unei comunități și că peste 4 ani de zile, când vom trage linie, ne vom da seama de performanța pe care dumneavoastră o făptuiți astăzi aici. Dați-mi voie să vă dau cuvântul, pentru că dumneavoastră urmați la cuvânt și ne veți spune câteva din proiectele pe care dumneavoastră veți se duce la bun sfârșit în orașul Mioveni și de aceea vă rog frumos să dați citire și la final liste de candidați în ordine alfabetică. Succes! Vă mulțumesc, domnule președinte! Dragi colegi, mi-au mai trecut emoțiile. Vă mulțumesc și eu pentru că, iată, astăzi, într-o după-amiază de duminică, v-ați făcut timp să fiți alături de mine. Sunt onorat și vă mulțumesc pentru acest lucru. Ce m-a determinat să candidez? Trebuie să vă mărturisesc și acest lucru. Mergeam pe stradă și toți mă întrebau, candidați, da? Zic, să vedem, nu știu. Păi dacă nu dumneavoastră, atunci cine? Colegii mei de la partid, sigur, același lucru mi-au spus. Și atunci am hotărât să mi-asum Consiliul Județean, domn președinte al partidului, s-a făcut și un sondaj, ca să spun așa, și sigur am acceptat cu multă plăcere să duc localitatea până la urmă, că nu candidez pentru mine sau pentru colegii mei consilieri. Noi suntem trecători în viață, este vorba despre localitatea Mioveni și despre viitorul și dezvoltarea orașului Mioveni. Mi-aduc aminte, făcând așa o gândire în urmă, când am venit prima oară în Mioveni. Eram tânăr stagiar, am venit cu o geantă, cu diploma de inginer în buzunar, am lăsat bagajul la o cunoștință care avea apartament aici de la mine din comună și am urcat coasta ICN-ului pe jos. M-am angajat acolo, am lucrat 20 de ani, pe parcurs mi-am propus să intru și în politică și în 1998 intru în politică, devin consilier local și din anul 2000 viceprimar până în anul 2020. Activitatea mea ca viceprimar a însemnat, dacă vreți, orașul modern care îl regăsim astăzi. Atunci când am venit prima oară în Mioveni, nu erau decât câteva obiective. Era Beco acolo, de la intersecția de școala Tocurceanu cu, știți foarte bine la ce mă refer, până la Colibaș era numai câmpie. Erau câteva instituții, era piața veche, era primăria veche pe actualul Trofi acolo, era grupul școlar Colibaș, liceu, școala generală Liviu Rebreanu și cam atâta din instituțiile, poliția care funcționa atunci și cam ăsta erau obiectivele care au fost pe parcursul perioadei cât am fost viceprimar. Vreau să vă spun că au fost înfăptuite o serie de obiective, printre care
Eu vreau să amintesc rețele militare în toate localitățile, în toate cartierele orașului, Bolibaș, Racovița, Cereasa și Făget. Apă, canalizare, gaze. Apoi, tot ce a însemnat asfaltare, strânge. Grădinițele creșe din Aur și din Peu, care nu erau la acel moment când am venit. Liceul Iulia Zanfirescu, centru cultural, parcul tineretului, clădirea funcțională la Făget și la Colibaș și reparația la, și modernizarea căminului cultural de la Racovița. Spitalul Mioveni. Iată, toate acestea, în calitatea mea de viceprimar și inginer, am făcut parte din comisia care a avizat aceste proiecte, am verificat pe parcursul construcției și execuției toate aceste lucrări și am făcut parte din, ca președinte în comisia de recepție a acestor obiective. Toate aceste obiective sunt rod al muncii, nu numai al întregii echipe, Partidul Social Democrat, al funcționarilor din primăria Mioveni și, bineînțeles, efortul concertat al Consiliului Județean pentru anumite proiecte și al parlamentarilor noștri care au făcut lobby și au fost în permanență interfața noastră la autorității locale cu Guvernul României. Și aici vreau să vă reamintesc de spitalul de la Mioveni, care a primit cam o treime din fonduri de la Guvern, de Bulevardul Dacia, care, cum spunea domnul președinte, am avut ajutorul nemijlocit și al grupurilor naționale care au fost de acord să asfaltăm tot Bulevardul Dacia. Toate acestea sunt, ceea ce vă spuneam, rod al muncii în echipă. De-aia vă spun, atunci când vom merge la vot, nu numai eu trebuie să fiu votat, și echipa de consilieri și pe celelalte buletine, președinte Consiliului Județean, domnul Ion Muzână, consilierii județeni și la europarlamentare, de asemenea, să punem ștampila pe Partidul Social Democrat, pentru că, iată, ora exactă, cum spunea domnul deputat Paverescu, aici de față, se dă de la Bruxelles. Cam astea au fost realizările din ultima perioadă. Eu mi-am făcut și un program politic cu care vom merge la lege. El va fi redactat așa pe capitole. Am vrut să pun într-o oarecare ordine firească și am zis așa, vom avea o relație permanentă cu toți salariații primăriei, vom reuși să avem o relație bună cu cetățenii din orașul Mioveni prin întâlniri săptămânale, lunare, sigur, atunci când sunt niște probleme sensibile ale localității, să informăm pe cale prin media, să avem un dialog permanent cu dânsii. De asemenea, să avem un dialog permanent cu instituțiile din orașul Mioveni, cu poliția locală, care va face ordinea publică, va vedea la ordinea publică și la tot ce înseamnă siguranța cetățeanului pe stradă. Învățământ, cale spre performanță. Implementarea, susținerea și dezvoltarea învățământului tehnic în sistem dual la Liceul Tehnologic Construcții de Mașini. Dezvoltarea de programe After School. Știți foarte bine că de la clasa 1 până la clasa 4 sau de la clasa pregătitoare este nevoie de așa ceva prin continuarea orice pe școală și să primească o masă caldă și să fie supravegheați, astfel încât părinții să știe că copiii dânșilor sunt într-o permanență și supravegheați. Avem un program construcția a două creșe. Știm că există nevoie și o știm și știm de la părinți că este nevoie mai multă de
de locuri în creșele din Mioveni. Ne-am propus să construim două creșe, una în zona de sud și una în zona de nord, astfel încât să venim în întâmpinarea acestor probleme. Vom susține în continuare performanța școlară prin acordarea de bursă și organizarea de tabere pentru elevii meritoși, ceea ce se întâmplă și acum. Organizarea de concursuri tematice, festivaluri de știință și activități de promovare a elevilor talentați. Sănătatea grijă față de semenii noștri. Susținerea și consolidarea serviciilor medicale oferite comunității de spitalul Urășenescu cu Spiridon Mioveni. Dezvoltarea unor servicii de asistență medicală în domeniul pediatrie și medicină de urgență în cadrul Spitalului Mioveni. Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală comunitară care să integreze medicina primară, activități preventive, predic-familiar, sănătatea mamei și a copilului în unitățile sanitare de pe rasa orașului Mioveni. Continuarea asigurării funcționării centrului de permanență de la Făget. Mai departe, punctul 4 al siguranță, apărarea drepturilor cetățenilor, dezvoltarea și modernizarea sistemelor de supraveghere și de monitorizare video, dezvoltarea și dezvoltarea corespunzătoare a poliției locale pentru îmbunătățirea serviciilor către populație. Pe social suntem aproape de oameni. Oferim garanția că orice cetățean vulnerabil al Mioveniului aflat în dificultate din punct de vedere social sau medical va primi sprijinul adecvat legal. Continuarea acordării stimulentelor pentru nou născuți prin programul Bebelușul. Dezvoltarea serviciilor, direcții de asistență socială și implicarea în campanii de conștientizare în mediul școlar, antiviolență, consum de substanțe interzise, oferirea de asistență psihologică și consiliere de specialitate în cadrul autorilor. Susținerea programelor culturale și a proiectelor educaționale destinate copiilor în comunitate, a programelor dedicate tinerilor și activităților social-culturale pentru seniorii orașului. Înființarea unui club al seniorilor în orașul Mioveni și în mediul de afaceri, o economie sustenabilă. Suntem conștienți că dezvoltarea mediului de afaceri înseamnă prosperitatea orașului. Vom încerca să și vom reuși să valorificăm oportunitățile de dezvoltare economică ale zonei prin acordarea de facilități fiscale acelor firme cu sediul social în orașul Mioveni care le investesc profitul în comunitate. Înființarea unui parc logistic industrial pentru crearea dezvoltarea de noi locuri de muncă. Stimularea spiritului antreprenorial și inovator cu rol esențial în creșterea economică a orașului. De asemenea, ne dorim înființarea unei structuri asociative la nivel local a reprezentanților oamenilor de afaceri, astfel încât relația și interfața cu aceștia de a cunoaște problemele cu care se confruntă să fie mai facil. În cultură și sport. Începerea demersurilor pentru preluarea, administrarea și reabilitarea casei de cultură a sindicatelor. Punerea în valoare a multiculturalismului prin organizarea de proiecte culturale, cursuri și activități educative care să insufle pasiunea pentru cultură, patrimoniu cultural și stil de viață sănătos. Promovarea și susținerea copiilor și tinerilor talentați în sport și în cultură. Modernizarea și reabilitarea terenurilor de sport în cadrul unităților de învățământ din oraș. Susținerea materială și promovarea sportului de masă. Restaurarea Bisericii Sfântul Gheorghe și a Mănăstirii Vieroș cu Păget. În domeniul utilităților publice vom extinde acele utilități necesare pe toate străzile nou utilizate din orașul Mioveni. Introducerea unor canalizări fluviale în zone sensibile atunci când avem ploi abundente într-un timp foarte scurt. Extinderea rețelelor de iluminat public în toate zonele unde s-au construit case, unde tinerii și-au construit și au cumpărat terenul. Construirea unei piețe agroalimentare moderne pe locul pieței care există în momentul actual.
La infrastructură rutieră ne propunem sistematizarea rutieră în vederea privilegiei traficului pentru orașul Iubeni, introducerea campurilor aeriene acolo unde structura sau infrastructura permite, modernizarea stațiilor de călători existente pentru infrastructură de transport public a orașului, realizarea de piste de biciclete pentru toate zonele orașului, inclusiv cartiere, pentru zonele unde această infrastructură actuală permite. Reabilitarea și extinderea parcărilor existente și construirea a două parcări, una în zona de sud a orașului și în zona de nord, parcări supraetajate, pentru că, sigur, în orașul Mioveni, foarte mulți cetățeni au avut posibilitatea și au cumpărat mașini. Asfaltarea tuturor străzilor care mai sunt la momentul acesta în zonele de extensie a locuințelor pentru tine, reabilitarea integrală a trotuarelor și parcărilor afectate și de refacerea lucrărilor de ridicare și demararea procedurilor pentru construirea variantei ocolitoare a orașului Mioveni. În domeniul urbanismului ne dorim un oraș modern. Actualizarea constantă, după principiul dezvoltării durabile a planului urbanistic general. Vom fi foarte drastici cu verificarea tuturor construcțiilor sau autorizațiilor de construcții sau punerea în opera autorizațiilor de construire care nu respectă legislația și în vigoare. Regenerarea centrului civic. Avem aici de a reface parcul Tineretului și toate zonele verzi și trotuarele din orașul, din centru și din axa principală a orașului. Mediul, oraș verde, ne dorim, înființarea sistemelor alternative de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice și, de ce nu, și prin sisteme de cogenerare, pentru că avem foarte multe obiective și știm foarte bine că energia electrică este foarte scumpă și încercăm să reducem aceste costuri prin implementarea acestor proiecte. Vom avea sprijin pentru asociațiile de proprietari în vederea învelopării. Realizarea unui parc de agrement în zona H36-H40 și, de asemenea, ce-mi doresc eu cel mai mult și am văzut că toți locuitorii își doresc, am pregătit, de când eram viceprimar și s-a votat așa, planul urbanistic general cuprinde o zonă verde în zona de livada adiacentă pădurii, în care ne dorim să achiziționăm o suprafață de 10-15 hectare pentru un parc mare al orașului, care se cuprinde în zone de recreere, terenul de sport, de agrement, zonă de picnic, piste pentru biciclete. Toate acestea fac parte din programul nostru care va fi redactat și cu care vom ieși în campania electorală. În încheiere vreau să mulțumesc echipei de consilieri care sunt acum în funcție și celor care vor fi în listele pentru un viitor mandat, pentru că împreună cu dânsii ne dorim și să punem în valoare și să punem în operă acest proiect. Vă mulțumesc, domn președinte, dacă... Ne-am propus o listă, ne-am propus, ca să vă spun exact, la nivel de Mioveni s-a creat o echipă de coordonare formată din subsemnatul domnul Dulce Nicolae, domnul Ciprian Țurlea și domnul Mioveni Mioveni, care am analizat în funcție de implicare, în funcție de domeniile unde lucrează fiecare și iată vin în fața dumneavoastră cu următoarea listă cu propuneri în ordine alfabetică pentru Consiliul Local. Bărăscu Narcis, inginer Dacia Răuși.
Sincer. Baran de Baran de Ion, economist. Însemnat în Constanția Urăl. Licențiat la administrație publică. Secție Servicii Militare. Domnul Coman Georgică, inginer. Tudor Costache, inginer național. Ceauș Ion, economist. Răbușilor Valentina, economist. Ian Valer, profesor. Dumboescu Georgiana, profesor. Livezeam Petrică. Mamu Ion, inginer. Martalocu Ion, inginer. Mila George, profesor. Volteanu Dumitru, profesor. Bărbat Mariana, medic la Spitalul Sfântul Spiridon, medic neonatolog. Simeon Claudia, asistent medical. Asistența absolută domnul profesor Cornel, director Spitalului Sfântul. Muzeul Județean Argeș, locuitor al orașului. Stănel Cosmin, inginer. Stoica Cotel, maestru mecanic. Toma Cristian, salvamontist. Curtea Ciprian, inginer. Doamna Ionescu, Marilena, profesor, doamna Nicola Lucana și domnul Tudose Nicolae, economist. Este lista noastră de propuneri cu rezervă cu tot. Sigur, sunt convins că în campania electorală cu toții vom duce mesajul nostru către locuitorii din orașul Mioveni. Și în funcție de rezultatele și de implicarea fiecăruia, lista finală va fi cea cu care ne vom prezenta în alegerile locale din 9 iunie. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Este o listă pentru campion. Sunt convins că această listă va fi lista învingătoare aici, în orașul Mioveni. Vă mulțumesc mult de tot. Dați-mi voie să dau în primare cuvântul celor care s-au înscris pentru a spune câteva cuvinte la această întâlnire a noastră. Domnul Tudose, dumneavoastră, îți faceți viața ca om al cetății, ca om al localității, ca un cunoscător a situației din acest oraș. Vă rog. Domnul președinte, sunt câteva schițe aici, dar a fost foarte mult de spus. Vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc parlamentarilor României, mulțumesc domnilor miniștri, mulțumesc domnilor primari, mulțumesc colegilor mei consilieri județeni pentru prezență și dumneavoastră, dragi colegi, ne închinăm în fața dumneavoastră și fără dumneavoastră să știți că noi nu am avea câștig. Credem că pe 9 iunie veți fi lângă noi. Vă
doresc să spun câteva cuvinte despre domnul Aurel Costache, candidatul nostru la funcția de primar. Dar vă rog să-mi permiteți să spun totuși câteva cuvinte și despre orașul nostru. Orașul nostru, Mioveni, este casa noastră. Este locul unde am clădit în viitor, unde ne-am întemeiat o familie. Este locul unde preotul ne-a botezat copiii, iar dascării i-au educat pentru a face performanță în viață și pentru a duce mai departe destinele acestui oraș, dar totodată și mândria că aici au ieșit generații de copii inteligenți. Mai mult decât săptămâna asta, pe rețele de socializare, avem dovada vie a unei tinere din orașul Mioveni, care este lider la Microsoft. Pe data de 19 aprilie, orașul Mioveni aniversează 35 de ani de existență. Aceste medale frumoase, orașul Colibaș și mai târziu peste 7 ani, orașul Mioveni, fiecare dintre noi ne-am clădit un viitor și știți noastră, vedeți ce frumos este și vremea afară și sunt acele versuri extraordinare și acea melodie în care se spune că la țară floresc ospomii și de la țară din toți domnii. De ce spun acest lucru? În orașul Mioveni au venit foarte mulți tineri, exact cum spunea și domnul Costache, cu geantă în mână, un intelectual, alții foarte buni, meseriași, au venit pe aceste medalii pentru că reprezentau o alternativă pentru un loc de muncă și pentru a-și plăti un viitor. Acești tineri, dintre care și eu, am fost prezenți în anul 1989, o lună înainte de a se înființa orașul Mioveni, am avut o speranță și ne-am creat domiciliul în orașul Mioveni, de acum 30 și ceva de ani. Nici de cum, de acum o lună, pentru a candida. Am sperat și am avut convingere că în orașul Mioveni vom trăi, că în acest oraș trebuie să ne integrăm și să-l dezvoltăm, așa cum el ne-a oferit nouă siguranța zilei de mâine. Vă mulțumesc! Dacă mai am emoții, vă rog să-mi le scuzați, dar număr mare de participanți nu are cum să te emoționeze. Vreau să vă spun că trebuie să mulțumim în primul rând acelora care au știut să aducă în orașul Mioveni acele unități și platforme industriale care ne-au dat nouă siguranță și speranță. Discutăm din anul 1936 de uzinele Vasile Tudose. Până în timpul nostru de astăzi, pe platforma Dacia, până în timpul nostru de astăzi, DICN, RATEM și PCN, aceste unități ne-au oferit nouă siguranță a locului de muncă. Aceste unități ne-au dat nouă resursele financiare ca noi să ne gospodărim cum trebuie pentru dezvoltarea acestui oraș și pentru copiii noștri. Este foarte important să alegem în fruntea orașului un om care are experiență vastă, atât industrială, atât managerială, dar și administrativă. De 14 ani, cum este domnul Aurel Costache. De domnul Aurel Costache mă leagă sincer și o prietenie, pentru că și eu am fost și consilier local și consilier județean și împreună am gândit, am analizat ce trebuie făcut pentru noi și pentru copiii noștri. Îl știu ca un om foarte calculat, îl cunosc ca un om foarte chizuit, îl cunosc ca un om cu foarte mult bun simț, îl cunosc ca un tip empatic. Cred că 70-80% din locuitori orașului îi sunt cunoscuți ca nume. Nu vorbesc în vânt. Mă bazez pe ce spun, pentru că am fost la pas cu dumneavoastră în orașul Mioveni și se adresează pe nume multora dintre cetățeni. De asemenea și copiii îl cunosc foarte bine. Putem spune așadar că avem un primar, că avem o speranță pentru orașul Mioveni în continuare. O chipzuință bogată, veți vedea dumneavoastră și planul și platforma program pe care domnul primar îl împreună cu echipa de candidați ne-am propus-o, va fi ambițios. Și așa cum spunea domnul președinte, vom avea resurse financiare, dar trebuie să știm să le chizuim și să le ducem acolo în funcție de priorități. Aș mai propune ceva.
dacă se spune despre Oradea că este oraș multicultural, dacă se spune despre Timișoara, despre Brașov, haideți să se spună și despre orașul Biomet, pentru că de la țară, din toată țara, Olteni, Ardereni, Munteni, Moldoveni, au găsit o speranță în orașul Mioveni. Au venit pentru că viața i-a adus să găsească un loc de muncă și s-au stabilit și au întemeiat familii și au rămas aici în orașul Mioveni. Noi știm foarte bine ce trebuie să facem pentru orașul nostru. Vă mulțumesc foarte mult și să dea Dumnezeu să fie o bine. Tot ce trebuie dumneavoastră, domnul Dodose, pentru că sunteți un om al performanței. Domnul Ciprian Țuglea, vă rog frumos, vă invit, aveți și dumneavoastră. Social-Democrat este a doua mea familie. Pentru că acum 17 ani, când am pășit în politică, dumneavoastră m-ați primit cu brațele deschise, dumneavoastră, domnule Costache, dumneavoastră, domnule director Tudose, dumneavoastră, domnule Porcodel Ionuț, m-ați primit cu toții, m-ați învățat și sunt produsul dumneavoastră. Tot ce știu astăzi și tot ce fac astăzi, sunt datorită dumneavoastră. Fără susținerea dumneavoastră, eu nu vă puteam vorbi astăzi. Vreau să mai aduc o vorbă din popor. Pomul acela, dacă are un stăvilar, va crește drept. Așa am fost și eu. Nu am avut experiență, n-am știut administrație, n-am știut politică. Dar am avut o dorință foarte mare de a învăța. Și datorită dumneavoastră, am ajuns ca astăzi să vă vorbesc. Eu vreau să vă mulțumesc și mă înclin în fața dumneavoastră pentru tot ce ați făcut pentru mine, pentru că m-ați învățat să fiu om, să fiu profesionist, să fiu și bun politician. Asta de toată numai dumneavoastră și numai dumneavoastră. V-am mai spus-o și vă spun mereu, lucrurile mari se fac în echipă. Echipa Partidului Social Democrat, în frunte cu domnul Privat Aurel Costache, este cea mai bună alegere pentru orașul Mioveni, orașul tinereții. În 96 eu aveam 7 ani. Deci, cea mai bună alegere pentru orașul nostru. Și în ultimul rând vreau să mulțumesc domnului președinte și doamnei ministru Simona Bucur Aurescu, pentru că ori de câte ori am avut nelămurit, întrebări, am apelat la greșii și m-au ajutat, m-au sprijinit ca să putem depăși orice moment. Să știți că orice problemă are două căi de rezolvare. Eu vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine, personal. V-am mai spus, m-ați format ca om și ca profesionist. Vă doresc succes tuturor, să avem succes și vreau să vă arăt pe doamna ministru să fie cu vot pentru PSD. Mulțumesc mult! I-am solicitat un discurs de 2 minute, e discursul acela foarte lung, poftiți domnul Neagoe. Și ce are de gând să facă în orașul dumneavoastră? Domnule președinte, onorată instanță, exact în 74, 1974, s-a făcut primul bloc al orașului Mioveni. Vreau să știți că am fost prima familie care s-a mutat la primul bloc construit în 1974,
ca locuitor al satului Mioven pe atunci când nici nu era comună. Comuna exista la Colibaș. De-a lungul anilor am parcurs mai multe etape. Fericit a fost că l-am avut ca președinte și pe domnul președinte Ion. De-a lungul anilor l-am avut coleg de echipă și pe domnul Aurel Costache, viitorul primar al orașului Mioveni, candidatul dumneavoastră. Iar eu cu organizația Pro România, vreau să vă spun domnul Aurel Costache că n-am venit cu mâna goală și am venit aici, în partea dreapta a mea, cu o parte din echipa noastră de la organizația Pro România Mioveni. Am discutat în organizație și am hotărât în felul următor. Să nu punem candidat la Pro-România pe orașul Mioveni și să ne asociem, să dăm mâna cu domnul Aurel Costache, să susținem candidatura sa pentru primarul orașului Mioveni. Vom merge pe niște de consilieri separați. Organizația Pro-România Argeș-Mioveni. De ce am ajuns la aceste concluzii? Și n-aș vrea ca să mi-o luați în nume de rău. Pentru că sunt trei motive care aș enunța. Pentru că am vrut ca domnul Aurel Costache, care a lucrat în echipă cu dânsul, mă scuzați că mai mă întorc și nu se mă aude bine, știu ce om este, știu cât de puternic este, lucrează foarte bine în echipă și cu dânsul împreună sunt mândru că în mandatul meu de consilier mi-am pus și eu amprenta la câteva edificii. La când am luat spitalul Mioveni de la început, proiectul, la catedrală când s-a inaugurat și la multe, multe edificii, în mandatul meu de consilier mi-am pus amprenta. Atunci am considerat că domnul primar Aurel Costache trebuie să aibă o victorie zdrobitoare în fața celor care s-au înscris în mandatul de a candida la primăria Mioveni. De ce? Că mi-a fost frică ca într-o dimineață să ne trezim cu roabă în fața primăriei. Mi-a fost frică ca într-o dimineață să ne trezim cu detectoare de minciuni în fața primăriei. Să detecteze ei, auriștii, că dacă s-ar detecta ei, n-ar trece niciunul. Și al treilea motiv a fost pentru că nu suport oamenii care din 4 în 4 ani vin să-și facă mutație în orașul Mioveni doar pentru a candida și apoi pleacă și ne rămâne nouă. Deci, am 50 de ani de când sunt în Mioveni. Pe timpul anilor am trecut toate etapele, și prin Consiliu, și în politică, și peste tot. Și n-aș vrea ca orașul acesta să încape pe mâinile altora decât echipa să meargă înainte, care au fost proiecte noi și valoroase. Să înflorească acest oraș, pentru că acest oraș nu rămâne nou, și rămâne copiilor noștri. Și se vor mândri de noi că am construit un oraș frumos. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, liderul sindicatului Uzinei, nu mai sunteți deputat PSD acum, nu? S-a împărat, pe clar acolo. Vă rog frumos, domnul Nicolae Pavelescu, bună seara, vă spun și eu, dragi prieteni, iată că astăzi ne întâlnim din nou, eu ați obișnuit cu mine, nu mai amintim cu credeam că cu tot. Ne întâlnim și de această locație. De ce? Să susținem pe Aurel Costache pentru funcția de primar. Nu cred că familia social-democrată în sală, împreună cu
cei care sunt simpatizanți, nu cred că puteam să găsim împreună un nume mai dedicat, mai cunoscut, mai corect decât Aurel Costache. Și pentru asta vă rog să aplaudați. Și în obligația mea, ca om care am crescut odată cu orașul Mioveni, că și domnul Costache avea stagiar odată cu mine, Iora Dacia și dumneavoastră Elne, ne aducem cu toți aminte etapele pe care le-a trecut Mioveni. Ne aducem aminte cum oamenii din Mioveni urcau coasta spre Buzina într-un măruie de 20 cm și multe, multe altele pe care nu vreau să le repet. Dar totuși să ne aducem aminte acest minunat oraș care se dezvoltă și e, seamănă și chiar este un oraș european, s-a făcut sub o administrație a Partidului Social Democrat. Un om, fie el și un primar, fie el ce-o fi, nu poate să facă singur. Are nevoie de echipă. Așa că echipa social-democrată din anii, mi-aduc eu bine aminte, 96 și până acum, cu diferiți primari la Pupitru, au asigurat împreună cu dumneavoastră, cei care ați fost consilieri locali, cu aparatul tehnic din primărie, împreună cu Consiliul Județean, care la noi n-a reștit că a fost PSD tot timpul, împreună cu președinții Consiliului Județean, care au văzut viziunea despre orașul tinereții, orașul constructorilor de automobile, un oraș care se dezvoltă și cu care astăzi ne mândrim. Da, domnul Costache, mă bucur că aveți un program vast de dezvoltare, dar trebuie să ne explicăm la colegii noștri toți din sală că este nevoie de echipă. Echipa puternică în Mioveni a Partidului Social Democrat trebuie să demonstreze că este într-adevăr o echipă campioană și trebuie să arate pe 9 iunie că Aurel Costache primar, Consiliul Local, eu zic peste 2-3 de numărul de consilieri, trebuie să arate că Ion Mânzână, președintele social-democrat și cel care participă la dezvoltarea și a localității dumneavoastră de Mioveni, președintele Consiliului Județean, și nu uitați, dacă domnul Costache ia 65%, domnul Mânzână trebuie să ia 70%. Și vă mai spun că foarte, foarte important este și numărul de consilieri județeni pe care îi dați cu domnului Mânzână la Consiliul Județean, în așa fel încât proiectele de dezvoltare, fie și pentru Mioveni, să aibă voturi asigurate. Și acum să vă spun un lucru cu care mi-e drag mie. Până 9 iunie sunt și eu parlamentar. Nu vă uitați că suntem împreună cu PNL-ul. Uitați-vă la două lucruri. Primul lucru, că România are nevoie să fie reprezentată la Bruxelles. Și România au nevoie să fie reprezentați la Bruxelles de oameni devotați cu patriotism pentru România, devotați pentru oameni și care să muncească pentru oameni. Așa cum v-am spus și altă dată, politicienii trebuie să lucreze în interesul omului, politicienii trebuie să ducă nivelul de trai acolo unde este. Da? În toamnă sunt alegerile generale, adică parlamentare. Știu că la parlamentare în Mioveni vom obține un scor bun. Dar eu doresc să obținem un scor foarte bun. Și mai știu ceva. Că de 20 de ani ne închinăm la Dumnezeu la un președinte de dreapta. Păi bine, bine, dacă vrem să fim o țară europeană, dacă vrem să punem în mijloc omul, solidaritatea umană, avem obligația față de generațiile următoare, toți din țară,
ci și cei care nu sunt, să votăm un președinte social-democrat. Nu știu cum mă cheamă, dar să votăm un președinte social-democrat. Eu am multă încredere în dumneavoastră, vă cunosc pe 3 sfânturi sau mai mult de 3 sfânturi în sală. Sunt convins că, așa cum am făcut unitate și în sindicat, și în oraș, vom contribui cu toții la câștigarea aia, de data asta, în mod, cum să vă spun eu, adică se poate rău de tot. Categoric. Și atunci, vă garantăm că orașul Mioveni și județul Argeș, ca și țara, atât timp cât va fi social-democrat și la putere, cu Marcel Ciolacu în frunte și cu ceilalți, vor avea o dezvoltare europeană, vor avea exact ceea ce ne dorim noi astăzi, să le spunem copiilor, avem în localitățile din România condiții ca afară și totodată și salarii ca afară. Vă mulțumesc, vă urez o seară frumoasă și să ne vedem sănătoși! Dacă dorești să ajungi câteva cuvinte. Dorești, domnule. Mulțumesc mult de tot. Bună ziua. În primul rând, mă bucur foarte mult să văd sala atât de plină. Și sunt foarte încântat să vă fiu alături pentru a susține pe viitorul primar al orașului Mioveni, Aurel Costache, și echipa pe care dumnealui și-a ales-o pentru viitorul Consiliului Local Mioveni. Aurel Costache, lucrurile sunt simple. Ne cunoaștem atât de bine, am lucrat împreună foarte mulți ani la Institutul de Cercetări Nucleare. Este un timp serios, are dreptate domnul Tudor, este un timp foarte calculat și un foarte bun organizator. În plus, are mare experiență în administrație, fiind atâta timp viceprimar. E bine că ați renunțat la orgolii, ați ales soluția corectă, ați ales candidat în echipă și acest lucru se va vedea pe 9 iunie seara, când Mioveni va avea primar PSD și Consiliul Local Majoritar PSD. În aceste alegeri avem și un mare avantaj. Noi, spre o deosebire de adversarii noștri politici, și la Mioveni și la Pitești, avem cu ce să ieșim în față. Avem multe realizări, avem multe proiecte. Ei au ales o strategie foarte bună, dar nu pentru ei, pentru noi. Vin doar cu jigniri, cu minciuni și cu niște promisiuni pe care nu le mai cred nici copiii de pe stradă. Și acesta este și unul dintre motive pentru care lucrurile vor ieși foarte bine pentru noi. Și pentru asta aveți toată susținerea întregii echipe județene. Vom pune în aplicare bursa de excelență Șervan Constantin Baleca, pentru că Aurel Costache și Cristian Genta au lucrat cu Șervan Constantin Baleca vreme de mai bine de 30 de ani în Mioveni și datorăm asta. Iar dumneavoastră la Mioveni aveți foarte mulți copii deștepți care pot primi această bursă. În plus, eu și Organizația Municipală Pitești vă vom fi aproape de fiecare dată când ne veți solicita sprijinul. Mult succes, domnule primar! Vă doresc numai bine și vă aștept în weekendul viitor la Pitești, la Sinfonia la Lădă. Bună ziua, sărmâna! Eu sunt onorat să fiu în locul în care se produce 10% din exportul României, în locul în care se produce cea mai cunoscută marcă, cel mai cunoscut brand al României, Dacia. Și asta s-a întâmplat datorită dumneavoastră, datorită specialiștilor pe care îi aveți aici, datorită administrației locale care a știut să vă sprijine. Sunt emoționat și pentru că, deși sunt oltean un pic mai la vest, să zic așa, am reușit să-mi fac la Argeș prieteni. Și vreau să-i mulțumesc, doamne ministru, pentru invitație și pentru prietenie. Vreau să-i mulțumesc domnului viceprimar pentru prietenie și pentru faptul că oricând am găsit un om de dialog,
un om care merită să fie promovat la nivelul administrației locale. Am venit de la București și am zis că, mă rog, am văzut în aceste zile că doar în administrațiile, în anumite administrații locale, curge miere și lapte. Și așa că am zis să fac un tur prin oraș. Am venit vreo jumătate de oră mai devreme și eu vă spun cu toată responsabilitatea că mie mi se pare că la Mioveni nu vorbim doar de un oraș care se dezvoltă, ci vorbim de un oraș dezvoltat, un oraș care are un spital, cum nu vedem în anumite cazuri nici în municipiile reședință de județ, care are o sală polivalentă, o sală pentru activități sportive, care e de invidiat pentru multe orașe reședință de județ, și asta arată că administrațiile de stânga, cum e și administrația de unde vin eu, de la Craiova, cum e și administrația în care m-am mutat la București, la sector 4, administrațiile social-democrate, administrațiile roșii, sunt administrații performante. Faptul că Mioveniu, în atâția ani, a reușit să se dezvolte, să continue să atragă tineri, să atragă specialiști, ne arată că merită să continuați să luptați pentru o administrație de stânga aici. Este important, și am auzit mai devreme de la mai mulți antevorbitori, să fiți o echipă. De fapt, dacă aș putea spune că am un mesaj din partea premierului Marcel Ciolacu, acesta este. Să fiți o echipă, organizația, știm cu toții că a trecut și prin momente mai complicate, dar cred că împreună cu Aurel Costache, organizația va ajunge la o nouă etapă a dezvoltării sale. Nu-l cunosc pe domnul primar. Eu i-am zis de când am venit domnul primar, pentru că n-am nicio îndoială că va deveni primar pe 9 iunie. Însă dacă am remarcat ceva în puținele interacțiuni cu dânsul, este că e un om de echipă, un om care căruia îi place echilibru și un om care a învățat un cuvânt pe care eu nu recunosc că l-am învățat în ultimii ani. A învățat, sau asta cred eu sincer, că a învățat smerenia. Pentru că smerenia este o calitate care este necesară administrației locale. Este necesar să nu uităm că în momentul în care ajungeți să deveniți primar, viceprimar, consilier local, sunteți acolo pentru oameni. Sunteți acolo pentru comunitatea care v-a trimis acolo și dacă scopul e altul, credeți-mă că nu v-ați găsit misiunea. Am încredere că pe 9 iunie Argeșul va fi pe primul loc între județele roșii. Am încredere că veți avea mai mult primar. Am încredere că domnul președinte Mânzână se va bate din nou între primii președinți de Consilii Județene ca număr de voturi. Am încredere că viitorul guvern va fi unul în care PSD-ul va avea o largă majoritate, un guvern care să sprijine autostrada de la Pitești până la Sibiu. Fără un ministru de stânga, cum e Sorin Grindeanu, astăzi n-am fi vorbit de progrese reale pe această autostradă. O autostradă care va face din Mioveni un oraș și mai atractiv, un oraș în care tinerii își vor dori și mai mult să vină. Doamne ajută și aștept să ne vedem pe 10 iunie! Mulțumim, doamnelor și domnilor, dăm cuvântul unui prieten al Argeșului, un ministru la care îl țin foarte mult, pentru că noi, cei care suntem în administrație, ne bucurăm când găsim ușa deschisă la un ministru, fie de orice culoare politică. E adevărat că în ultimul timp ușile ne-au fost deschise mai mult de cei care sunt reprezentanții noștri. Și colegului DJ mulțumesc că a adus aminte de tot ce a însemnat colaborarea cu domnul prim vicepreședinte al partidului, cu domnul Grindeanu, cu domnul prim-ministru. Domnul prim-ministru nu are prieteni al Argeșului, la momentul potrivit o să discutăm și problemele acestea, pentru că trebuie să se știe că dacă s-a întâmplat ceva în județul Argeș, toate lucrurile acestea pozitive țin de guvernările PSD,
Ne place, nu ne place, marile realizări sunt legate de PSD. De ceea ce a însemnat colaborarea între autoritatea locală și miniștrii PSD, prim-ministru PSD, care au contribuit la ceea ce înseamnă obiectivele importante din Mioveni. Niciun obiectiv nu este făcut pe persoană fizică. Nu putem construi noi singuri. Avem nevoie de sprijin guvernamental, multe obiective le facem și prin sprijin european, dar cele mai multe în orașul dumneavoastră au la bază sprijinul guvernamental. Guvernele PSD, care au avut susținere din partea parlamentarilor de Argeș, au fost întotdeauna deschise colaborării cu autoritățile locale. Așa cum spunea colegul meu, Ghigiu, noi ăștia roșii chiar am demonstrat că putem face performanță. Domnul Radu Oprea, ministru pentru mediul de afaceri și antreprenoriat, un prieten al nostru al Argeșului. Mulțumesc mult de tot, domnule președinte. Recunosc cuvintele dumneavoastră, mă obligă foarte mult față de județul Argeș, față de Pitești, dar mai ales față de Mioveni, pentru că Mihai avea dreptate, cel mai mare exportator la România are sediul aici, sediul social, este vorba despre Dacia Renault, și cea mai vândută mașină astăzi în Europa este Dacia Sandero. Vă spun, vă mărturisesc cu mândrie de fapt asta, atunci când vorbeam cu ministrul Monov din Italia, că era invidios pe noi, pe dumneavoastră, cei de aici de la Mioveni, că exportăm mai multe mașini decât o face Italia astăzi. Dacia este peste tot în lume, Dacia Duster este pe toate continentele și asta se întâmplă pentru că dumneavoastră sunteți foarte implicați, produceți de calitate, produceți bine și lucrurile acestea trebuie să continue. Am pus Dacia pe hartă, România pe hartă și este și Mioveniul pe hartă ca un centru important din punct de vedere industrial. Și nu este numai Dacia, este o platformă întreagă, pe 26 voi fi din nou împreună cu dumneavoastră, pentru că sunt alte două investiții care au făcut programe de peste 70 de milioane de euro, lucrează pentru Dacia și totul se dezvoltă aici la dumneavoastră, la Mioveni, din punct de vedere economic. Și lucrul acesta vă obligă și pe dumneavoastră, domnule primar, și vă spun, domnule primar, pentru că sunt convins că împreună cu echipa pe care aveți, pe care am cunoscut-o de consilieri și de consilieri și de cei de parlamentari, aici, la Argeș, vom fi câștigători. Recunosc cinstit că atunci când vin în Argeș, și vă spun, chiar cu invidie, domnule președinte Mânzână, sunt mândru că sunt pesedist, nu mi-e deloc rușine să por haina roșie pe mine, mă duc pe stradă, vorbesc cu lumea și spun că cele mai bune politici publice pentru oameni le facem noi și aici este Simona care știe cel mai bine ce trebuie să facă ca pensionari să ducă o viață decentă în România. Am avut un record. 1.600 de miliarde. 1.600 de miliarde. Ăsta e PIB-ul României. Și a crescut pentru că aici, la dumneavoastră, la Mioveni, toată platforma asta industrială lucrează. Și lucrează foarte bine, exportăm foarte mult în toată lumea. Dar trebuie să știm, să explicăm oamenilor, să nu le fie rușine, să mergem printre ei, noi cei îmbrăcați în roșu, și să le spunem că nu e atât de ușor. Că au fost momente dificile, că au venit crize peste noi. Criza pandemică, unii aruncau cu miliardele de euro, în loc să-i cheltuiască cu folos pentru economie, aruncau pe vaccinuri. A venit criza energetică, a venit războiul din preajma granițelor țării și am furnizat lumii, Europei, României, Argeșului, Piteștiului și Mioveniului stabilitate. Locurile noastre de muncă sunt stabile, am putut să ne dezvoltăm în continuare. Pentru că e un guvern condus de Marcel Ciolacu, care a reușit la București să dea acest lucru și României, și Europei, și lumii. Stabilitate. Uitați-vă la Bulgaria. N-au reușit, au încercat să facă rotație și nu le-a ieșit. Noi însă avem creștere economică, avem o creștere a PIB-ului per capita raportat la paritatea puterii de cumpărare. Am ajuns la 78% din media europeană, intrând la 43% atunci când am făcut pasul spre Uniunea Europeană,
și am depășit foarte multe țări, ultimii i-am depășit pe unguri. Suntem lângă polonezi în maxim 2 ani de zile, îi vom depăși și pe ei. Lucrurile acestea se întâmplă pentru că politicile publice pe care le aduce către populație sunt bune, politicile economice sunt bune, cele pentru antreprenori sunt bune și întotdeauna Startup Nation este acel program care ne dă impuls să trecem în antreprenoriat și lucrurile acestea se întâmplă pentru că împreună cu dumneavoastră, pe 9 iunie, o să punem ștampila de vot pe buletine, pe unul unde suntem împreună cu mai mulți și acolo o să vă rog să nu vă aduceți aminte de vechiul proverb care spune pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești, ci să vă gândiți la alt proverb care spune împreună suntem mai puternici. Și așa să fie, să mergem să punem ștampila pe buletinul de vot pentru europarlamentare, pentru că împreună putem să fim mai puternici în Europa. Suntem a 6-a populație și lucrul ăsta nu trebuie să-l uităm niciodată, pentru că trebuie să avem locul nostru pe care îl merităm în Uniunea Europeană. Și pentru asta, împreună cu parlamentarii care sunt aici de față și cu europarlamentarii noștri, ne batem în fiecare zi. Și vă mai spun dumneavoastră că venind la Argeș, eu am aflat un secret. Și am aflat secretul pentru care noi împreună vom câștiga alegerile la Consiliul Județean, la Primăria din Pitești, la Primăria Mioveni și în toate localitățile din județul Argeș. Și știți de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că noi iubim Argeșul mai mult decât o fac ei. Victorie pe 9 iunie! Mulțumim mult! Stimați colegi, nu putem termina fără să dau cuvântul unui om plecat din lângă dumneavoastră, un om care ne mândrim noi argeșenii și avem toate motivele din lumea asta să o facem. Tot ce a însemnat sistem de pensii în această țară. Prin muncă, prin abnegație, prin puterea incredibilă pe care o are de a convinge partenerii de la Bruxelles că România are grijă de cei vârstnici, că România are grijă de copii, că România are grijă de toți cetățenii acestei țări. Că noi guvernăm cu ideea de a manifesta mai multă solidaritate față de oameni, că noi guvernăm în ideea de a face performanță și de a găsi cât mai multă mulțumire în rândurile cetățenilor. S-a făcut înainte de vorbire de izolente, de vaccinuri. Eu aș da un citat dintr-un clasic pe care trebuie să-l uităm cât se poate de repede. Persoanele vârstnice sunt o povară pentru societate. Numai ticăloșia dintr-un om putea să nască o asemenea abordare. Doamnelor și domnilor, colega noastră, colega dumneavoastră, un om plecat din rândurile dumneavoastră, doamna ministru Simona Dulcea Oprescu. Vă spun și eu bună ziua. Este un moment important pentru Mioveni, fiindcă da, noi facem politică social-democrată, fiindcă, da, domnule ministru, noi, social-democrații, suntem cei care iubim Argeșul și iubim argeșenii. Și da, domnule ministru, domnilor miniștri, da, aici, în fața dumneavoastră, este echipa adevărată a PSD Argeș, echipa adevărată a PSD Mioveni, originalul și nu fake-ul. Și tocmai fiindcă aceasta este echipa care a dezvoltat Mioveni, care a construit Mioveni, care a făcut la Mioveni în toți acești ani, tocmai pentru munca fiecăruia dintre dânsii și dintre cei care sunt astăzi aici în sală,
și cei care sunt astăzi acasă, dar care au aceleași valori ca și noi, tocmai pentru faptul că în toți anii în care am muncit împreună, Mioveniul a fost însuflețit, ăsta este motivul pentru care datoria noastră este ca Mioveniul să continue dezvoltarea. Și noi toți știm că dacă există o șansă, dacă există o speranță, dacă există forță pentru Mioveni, inteligență, profesionalism, bun simț, smerenie, da, forța, bunul simț, inteligența, smerenia se găsesc aici, din plin, în echipa noastră. Și mă bucur că această echipă, fiecare dintre dumneavoastră, ați emanat o conducere formată din colegi care se completează extraordinar. Tinerețea și acțiunea prin viceprimarul Ciprian Zurlea, forța, pragmatismul și eficiența prin domnul director Nicolae Tudose, patriotismul vechi, pesedist, cum spun eu, știți că vă spun de fiecare dată, asta dumneavoastră nu vedeți, da? Le spun colegilor noștri cu care am crescut la tineret. Știți, noi suntem pui de curte ai PSD-ului, nu pui de gostat, fiindcă da, și eu, ca și Ionuț Corcodel, am crescut aici, în partid, și am învățat ce înseamnă cum e corect să muncești și să faci echipă. Și, nu în ultimul rând, dumneavoastră, domnule Costache, care, vedeți, noi toți suntem obișnuiți ca cei care sunt puternici să-și exprime această putere. Domnul Costache are o formă rafinată, deosebită, specială de a-și arăta puterea. Știți care este puterea domnului Costache? Dă sărmâna fiecarei doamne, întreabă de vorbă fiecare copil, găsește o soluție pentru fiecare om și arată că cea mai importantă coroană pe care un om o are este exprimarea respectului. În cei 14 ani în care a fost viceprimar al Mioveniului, domnul Costache în fiecare zi a fost echilibru din echipa noastră. Echilibru în care cu o vorbă bună, de fiecare dată a fost cel care a pus forța într-o mănușă de catifea, astfel încât de fiecare dată și când unii dintre noi erau mai amplici, așa cum sunt eu, alții dintre noi voiau mai repede și mai bine, de fiecare dată domnul Costache a știut să găsească echilibru între ceea ce vrem, ceea ce putem și cum se face de așa manieră încât lucrurile să se întâmple la timp, dar în același timp să fie temeinice. Domnule Costache, n-a nici o îndoială că aici, în fața noastră, îl avem pe primarul Mioveniului. Care se uită cu o anumită neîncredere la ce spun, dar să știu că sunt 100% Alex pentru asta. Și știți de ce? În față l-avem pe primarul Mioveniului, fiindcă aici nu este vorba despre Aurel Costache, aici este vorba despre Mioveni și despre toți cei din această sală care astăzi ați venit știind că Aurel Costache este viitorul la Mioveni. Și mai știu ceva. Ca Aurel Costache nu va trebui să caute acum unde sunt cheile la mașină, nici să-i le facă cineva cadou, nici să vadă dacă pornește, nu pornește, ce litraj, ce capacitate cilindrică are, știe exact construcția de la Mioveni și ce are de făcut, fiindcă a fost partea construcției și când s-a făcut spitalul, și când s-au băgat gazele la Cucereasa și la Făget, și în momentul în care s-a reabilitat liceul tehnologic și în momentul când s-a făcut polivalenta și da, a fost parte a construcției de fiecare dată când s-au făcut lucruri importante aici la Mioveni. Și lucrurile acestea s-au făcut în echipă, fiindcă nimic nu putem să facem singuri. S-a făcut împreună cu colegii noștri
colegii noștri din conducerea PSD Argeș, colegii noștri parlamentari de Argeș, echipă condusă de domnul Ion Mânzână, care cu adevărat în 2020-2024 a dus Argeșul pe primul loc. Și vă spun de ce! De câți ani vă doreați să aveți DN73 de reabilitat? De câți ani vă doreați să nu mai mergeți pe un drum național care traversează longitudinal Mioveniul prin gropi? Când s-a întâmplat asta? În 2021-2022, atunci când echipa noastră a avut un lider care a impus la București și a unit în Argeș. Ce a mai făcut acum? Dragii mei, știți bine cât de important este pentru Mioveni să avem posibilitatea, fiindcă râul ăsta nostru, râul Argeșelului, este un râu năvalnic și care de foarte multe ori a creat probleme, să avem cât mai multe intrări în oraș. Da, dragilor, la Racovița, aici, lângă noi, pe investiție finanțată 100% prin CNI, avem unul dintre cele mai importante obiective de investiții din România, unul dintre cele mai scumpe, pod peste râul Argeșel, lucru făcut de asemenea împreună în echipă. Și fiindcă lucrurile bune se fac în echipă, avem un singur lucru de făcut. Pe 9 iunie, fiecare dintre noi să mergem la vot, dar nu numai să mergem la vot, să-i convingem pe toți ai noștri cât de important este pentru o viață bună în Mioveni să mergem la vot și să votăm PSD, să mergem la vot pe 9 iunie, fiindcă este important prin votul nostru să dăm în continuare dezvoltare Mioveniului cu cei care merită să fie primar, cei care merită să fie consilieri, cu cei mai competenți dintre noi, fiindcă îmi doresc ca la Mioveni să-i dăm lui Aurel Costache echipa pe care o merită. Prin urmare, da, Ciprian, pe 9 iunie la Mioveni să fie cu vot pentru PSD. Pe toate plebinele de vot și da, stimați colegi, cu folos pentru Mioveni. Doamne ajută să ne revedem sănătoși și vreau să vă aud. Pe 10 iunie ce sărbătorim la Mioveni? O victorie categorică! Mulțumim din tot sufletul, numai bine! Sărbăna Simona, știți că pregătise tot felul de material, le-am aici în buzunar, sume alocate, nealocate, sume aduse la nivelul localității. S-au spus toate lucrurile acestea și a spus-o foarte frumos și Simona Bucura. Să fim convinși că tot ceea ce s-a realizat, s-a realizat în echipă. Să fiți convinși că impunerea de care vorbeați s-a făcut în echipă. Discuțiile care le avem cu ai noștri colegi, conducătorii partidului la București, țin cont de forța pe care o echipă o are, pentru că în spatele nostru sunt voturile obținute de Partidul Social Democrat, filiala Argeș. Acolo nu se pune problema decât încrederii pe care ne acordă pentru a obține aceleași rezultate chiar mai bune și asta o putem face păstrând unitatea echipei. Aș putea să vorbesc despre trecut, de ceea ce unii cred că au inventat la nivelul organizațiilor de partid sau organizațiilor administrative, nu o voi face. Pentru că noi trebuie să privim spre 9 iunie. 9 iunie ne va arăta cât de mult am muncit și cât de apropiați am fost de oameni. 9 iunie ne va arăta aici la Mioveni și în județul Argeș, care e cea mai performantă echipă. O echipă dornică să construiască. O echipă care nu dorește dezbinare, o echipă care își propune noi și noi obiective în folosul cetățenilor. Eu am încredere în dumneavoastră. În această perioadă, cu anumite puncte mele, ați demonstrat solidaritate. Este cel mai important lucru. Un om temător a gândit că în ultimii ani, din păcate, la nivelul societății ne-am pierdut această calitate.
aceea de a manifesta solidaritate unii față de alții. La dumneavoastră lucrurile acestea nu s-au întâmplat. Asta dă speranță că vom construi mult mai trainic în această localitate. Asta îmi dă speranță că umăr lângă umăr vom gândi că putem avea viitor pentru bătrânii noștri, pentru bunicii noștri. Ne vom uita mai atent la copiii noștri, la viitorul copiilor noștri. Numai așa țara aceasta poate avea viitor. Uniți, umăr lângă umăr, încercând să construim și nu să dezbinăm. Tot timpul stânga la puterea însemna construcție. Nu vreau să dau exemple că m-aș întoarce prea mult în trecut. Dar acest lucru s-a putut observa de toți oamenii de bună credință în această țară. Am încredere în dumneavoastră, cu speranța în bunul Dumnezeu, că lucrurile vor intra pe un păcaj normal. Vă urez sănătate, săgător cu drag, să avem pace, liniște, cu toate evenimentele acestea care ne înconjoară, să fim mai apropiați unul de altul, să gândim viitorul acestei țări. Uniți vom învinge. Dumnezeu să ne ajute. Vă mulțumesc!